Acest cuvânt s-a născut din dorința de a putea face o paralelă între omul ascultător și omul neascultător. Și ca model în această slujire l-am luat pe Solomon, pentru că Sfânta Scriptură afirmă despre el că cel mai înțelept om de care l-a avut vreodată pământul ăsta a fost Solomon. De ce fac acest lucru acum? Să vă pun în gardă, scumpilor, că între viață veșnică și moarte veșnică există doar un singur pas. Un singur pas. Dumnezeu își încearcă aici cuvântul lui în 1 Împărați 3:3 și spune așa: Solomon iubea pe Domnul. Am vrut să vă pun în gardă. Solomon nu ura pe Domnul. Îl iubea pe Domnul. Și o să vedem finalul vieții lui Solomon. De ce? Ca să iasă contrastul. Pentru că pe mine mă preocupă că dacă am început-o în Duhul, să și umblăm în Duhul, să și sfârșim în Duhul. Că dacă nu, zădarnică din toată osteneala. Și cuvântul acesta în care mă uit aici, Solomon iubea pe Domnul. Îi înțeleg că tatălui David, prin ceea ce a făcut, a lăsat asupra lui Solomon o amprentă. Și vreau să mă opresc la fiecare lucru, aspect al vieții. Copiii scumpilor vor face întotdeauna ce face părinții. Dacă David, și vreau să remarc lucrul ăsta apăsat, toată viața lui n-a slujit decât pe Dumnezeu, decât pe Dumnezeu, pe David nu-l găsim nici într-o împrejurare să se închine la altceva, altcineva, decât Dumnezeu. Greșeala lui a fost când a păcătuit cu Batșeba și asta i-a dus ruină, i-a dus necaz, i-a dus bol, i-a dus ocar, i-a dus dispreț. Și Domnul spunea în cuvântul lui, pe îi place să tot reamintesc. De ce? Pentru că știu un adevăr. Prin asta vom înțelege că de fapt Dumnezeu vrea să ne țină în gardă. În 2 Samuel 9 spune cu Domnul acolo, El Dumnezeu spune foarte clar că din pricina ta ai făcut pe vrăjmașii Domnului să rulească pe Domnul. Și acum mă uit aici la cuvântul acesta. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său. De regulă, tații sunt modele din familie și mamele. Vreau să vă întreb, frascum, ce obicei ai? Pentru că al meu obicei știi care este. Nu al tatălui meu, nu al mamei mele, nu al fraților și surorilor mele, ci al fratelui mai mare, Iisus Hristos. Ce obicei avea Iisus Hristos? Obișnuia ca toată noaptea să o petreacă în rugăciuni către Dumnezeu Tatăl. Și aș vrea, primul lucru pe care vreau în dimineața asta să-l cultiv în voi, cheia ca să se deschidă cerurile, ca Dumnezeu să dea înțelepciune, pricepere, cunoștință, credință, ca să-l pot urma pe Dumnezeu, se găsește în rugăciune. Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, nu lua nici o decizie fără a veni înaintea Tatălui și a aduce problema înaintea Lui. De aici învață și tu, tata și mama care m-au născut sunt supuși greșelilor, sunt supuși smintulilor. Greșim în multe feluri noi părinții. Dar noi cu părinții avem o datorie să canalizăm copiii noștri după modelul Iisus Hristos. Dar cuvântul aici spune, Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui lui. Un lucru pozitiv ce găsim la David a fost că David, că a fost sus, că a fost jos, că a fost împărat peste tot Israelul, că a fost la coada voilor, n-a slujit decât pe Dumnezeu. Aleluia. Și obiceiul ăsta aș vrea fiecare din noi să-l magazinăm în noi, indiferent că e sărac, lipsit, indiferent că ești
bogat, indiferent că ești pe poziție socială sus sau jos, să slujești doar pe Dumnezeu. Amin. Căci ajutorul, izbăvirea, binecuvântarea vin doar din mâna lui Dumnezeu. Amin. Și îmi place foarte mult când Ana face rugăciune în urma ascultării ei de către Dumnezeu, că Dumnezeu da pruncul Solomon pe Samuel, ea spune, tu n-ai viață, tu e mor. Tu, Doamne, tu ne faci astea. Tu sărăcești, tu îmbogățești. Și vreau să vă spun clar, Dumnezeu pe care eu îl slujesc astăzi, mi-a sărit în inimă această dorință să predic aceste adevăruri cu care vreau să vă familiarizați, pentru că Dumnezeu spune că nu cel ce zice Doamne, Doamne, face voia Domnului. Facerea voii Domnului însemnează păzirea poruncilor lui Dumnezeu, umblarea în credincioșia lui Dumnezeu și ce? Însușirea adevărul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Solomon iubea pe Domnul. Și noi, într-o zi, am declarat public că iubim pe Domnul. Și noi, într-o zi, am încheiat legământ în apa botezului și am spus că toată viața noastră vom sluji pe Domnul. Vreau să vă uitați la urma pașilor voștri în vale și pe unde uitați-vă, pe unde ați umblat de când ați declarat pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Uitați-vă ce ați făcut. Pentru că Solomon, în momentul în care iubea pe Domnul, face un lucru. David, tatăl său, parcă vedea prin ochii credinței lui, pentru că David era proști fraților, vedea că Solomon se va strica, se va abate de la adevăr. Și tatăl său, înainte de moartea lui, înainte de scăunarea ca împărat al lui Solomon, îi dă niște sfaturi. Ascultă, fiule Solomone! Să nu te încuscrești cu alte popoare, ca tu să răbate mâna lui Dumnezeu peste tine. Să nu strângi grămezi de aur și argint. Să nu faci comerț cu cai și căruțe. Și cel mai grav, să nu te întorci în Egipt. Porunca asta, dată pentru împăratul, găsim în Deuteronom 17 capitol, de la 14 la 17 verset, unde Dumnezeu precizează clar rolul împăratului. Și spunea, împăratul trebuie să fie din poporul Domnului. Și acum mă uit la Solomon, tatăl său înainte ca să-i dea împărăția, îi spune, ascultă, fiule Solomon, slujește pe Domnul, nu te încuscri, că femeile străini te-o abate din adevăr. Și acum mă uit la Solomon. Solomon în primii 20 de ani, cum toți știți, când Solomon a guvernat, a condus Imperiul Israel 40 de ani. Primii 20 de ani Solomon a fost omul lui Dumnezeu în proporție de 95%. Greșeala maximă pe care a făcut-o și-o lua pe nevastă fata lui Farao. Greșeală care n-avea voie. Și voi preciza, și voi preciza până când vă intră în păunești, în minte și în cap. Noi n-avem voie să mergem să ne încuscrim cu alte popoare, cu alte națiuni. De ce? Voi sunteți un popor sfânt! Amin. Și voi sunteți copiii mei! Amin. Iar eu, Dumnezeu, vreau ca poporul sfânt să se căsătorească cu poporul sfânt al lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui. Amin. În momentul în care primește ungerea de împărat, el găsește un care să facă un lucru extraordinar. Care era obiceiul David? În fiecare sărbătoare să meargă la înălțimea de la Gabaon să aducă jertfe Domnului. Și acum pare că Solomon vrea să-l depășească pe David. Din ce? Nu mă jertfelor! Merge la Gabaon, cea mai înaltă înălțime, și aduce 1000 de jertfe. 1000 de jertfe. Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu stă nepăsător. Aici găsim citatul scris pe care l-am citit astăzi. După ce Solomon aduce cele 1000 de jertfe pe altar, noaptea în vis, Dumnezeu vine să-i vorbească. Ce vorbesc, ce citesc eu acum aici, este ceea ce Dumnezeu i-a vorbit. Și acum uitați-vă aici, cuvântul Domnului. Solomon iubea pe Domnul, se ținea de celălalt lui său. David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțim, dar face precizarea, numai Domnul.
numai Domnul. Era o perioadă când Solomon aducea șerfă și tămâie Domnului numai lui. Că urmea să mai târziu în viață, după cei 20 de ani de slujire bună, să aducă șerfă tămâie și altor Dumnezeu. De ce fac în seara asta? Ca voi să vedeți, omul, construcția asta de om, este îndreptată în fiecare zi, numai către rău. Nu deja m-a spus Dumnezeu, îmi pare rău că l-am făcut pe om. Pentru că toate întocmirile gândului omului, din tinerețea lui până la bătrânețea lui, în fiecare zi, sunt îndreptate către rău. Domnul să ne dea înțelepciune să începem. Vreau să vă asigur de adevăr. Mulți cred că nu pot cădea din har, pentru că Dumnezeu i-a luat în brațele lui și nu mai pot cădea. Un singur pas lateral, despărțire definitivă de Dumnezeu. De ce? Dumnezeu pe care eu știu, e Dumnezeu Sfânt, care nu-și împarte sfințenia cu Dumnezeii popoarelor. Nu-și împarte slava cu Dumnezeii popoarelor. Nu-și împarte dreptatea cu Dumnezeii popoarelor. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Împăratul s-a dus la Gabaon și a dus jertfă acolo, că și-a cea mai însemnată înălțime. Și acum mă tot gândesc. Mers să te întâlnești cu Dumnezeu. Ei, evreii în Vechiul Testament, considerau înălțimile, altarul de la Gabaon, locul de întâlnire cu Dumnezeu. Dacă ispășirea păcatelor în Vechiul Testament se făcea prin sacrificare de animale și sângele unui țap, a unui berber, a unei capre, te ispășea, te spăla, te curăța, cu atât mai mult, ele prefigurau, arătau spre ce? Spre jertfa supremă a celui ce avea să vină mai târziu, a lui Iisus Hristos. Aceste jertfe niciodată nu vor putea asigura iertarea deplină a păcatului. Pentru că Biblia în Cartea Evreilor, capitolul 9, 14-15, spune foarte clar. Dacă sângele unui vas stropit vă curățește pe voi acum, cu cât mai mult, sângele lui Iisus Hristos vă plătește de tot. Sângele lui avea un rol să acopere păcatul. Sângele lui Iisus Hristos are alt rol să-l curețe păcatul, să-l îndepărtează păcatul. Și acum el și jertfele, și îi place mult că Domnul s-arată în vis în urma jertfelor. Vreau să vă spun clar, când iei o decizie că vrei să te pui deoparte pentru Domnul, Domnul e acolo. Domnul vede, Domnul știe. Domnul vede că vrei în sinceritate să-L găsești sau doar o formă de evlavie. Mulți spun, voi posti, mă voi ruga, voi face milostenie să-L lăgărim pe Domnul să dea milință în familie. Dar poți să-L postește? Ne rugăm milă, nu face mila? Ne rugăm, nu se roagă. Și zice, dar nu s-o rezolvă treaba. Frate, spun, când hotărăști ceva, împlinește. Că este acolo ochii lui, urechile lui. Și el notează. Și dacă tu nu împlinești ce ai promis, în momentul ăla Dumnezeu notează invers. Și în loc de binecuvântare și rezolvare, vine restriște și amărăciune și mâhnire. La Gabaon, Domnul s-a arătat în visul Solomon noaptea. Și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. Mă uit acum la acest Solomon, fiul David, om care iubea pe Domnul. Să vină în prezența ta Dumnezeu și să spună, cere ce vrei să-ți dau. Și mă tot gândesc ca om, voi care mă ascultați, de a sta aceasta de har, fraților, ca Dumnezeu să se coboare la nivelul unui om, a unui tânăr, să ajungi mai târziu, să abandonezi pe acest Dumnezeu. Predica asta s-a născut din dorința. Dacă mi-a dat Dumnezeu cuvintele potrivite ca să puteți pătrunde, să pot predica așa fel, ca să puteți înțelege ce înseamnă să rămâi credincios principiilor lui Dumnezeu. Să păzești poruncile, să le împlinești și să umbli credincioșie. Și astea îți conferă viața veșnică sau să fii un om idolatru, imoral, rău, slab, schimbător ca vreme.
Voi face paralela aceasta, toată predica aceasta. De ce? Pentru că cel mai clar caz l-am găsit să-l pun pe el primul. Pentru că predica s-a născut de la 1 Samuel, capitolul 2, când Biblia spune că Eli avea niște prunci care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Și atunci în Duhul meu mi s-a tulburat Duhul și a zis, Doamne, Eli mare preot peste Israel. Are prunci care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și atenție! Pruncii lui slujeau la templu. Scumpilor, de aici s-a născut predica mea. De aici. Și am zis, Doamne, cum se face mare preot Eli nu aude de la Domnul. Aude de la oameni felul în care se comportau pruncii lui. Aude că pruncii lui trăiau în desfrâu, în curvii, în preacurvii, la ușa templului. Și el nu știa. Și mă tot gândesc, Doamne, și eu te slujesc, și alții te slujesc. Oare pruncii mei, familia mea, te cunoaște? Pentru că de aici s-a născut predica. Mă tot gândesc de multe ori. Eu slujesc cu tot sufletul meu. Trupul meu, Duhul meu, puterea mea. Dar oare pruncii mei, pruncii voștri, îl cunosc pe Dumnezeu? Să ajungă Dumnezeu să trimită oameni de Dumnezeu la Eli și spună, Eli, află felul de trăire a pruncilor tăi. Și cuvântul acela m-a scuduit în care Dumnezeu spune, vreau să omor pruncii lui Eli. Vreau să omor pruncii lui Eli. De ce fac acest paralel? Pentru că, fraților, îmi pasă de biserica din Hodiș, îmi pasă de biserica din Râpă, și nu stau nepăsător față de voi. Sunt aici ca să vorbesc lucruri pe nume. Că Dumnezeu mă lasă o chema. Cuvântul Domnului spune că el era în vârstă de 98 de ani și avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Cuvântul Domnului acei om a zis lui Eli, viu de pe câmpul de bătaie, unde pruncii tăi împreună cu chivotul. Pruncii au fost omorâți de la Duhovni și Pineas. De ce? Pentru că aceștia trăiau în păcat. Ne socoteau ce? Daunele Domnului! Ești ochi la sufletul lor. Și cuvântul Dumnezeu, mă tot gândesc, să-ți vină prorocul în casă și să spună Dumnezeu prin proroc că pruncii tăi fac lucruri neîngăduite. Și tu ca părinte să nu știi felul de trăire a pruncilor tăi. Vreau să le verificăm fiecare în parte. Nu știu eu pruncii cum trăiesc. Nu știi tu, frate, cum trăiesc pruncii tăi? Nu te ascunde. Știu că știi. Dar vreau să spun ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă păcatul care spune ție că nu știe nimeni și pe care tu îl dă astupi în casă, nu lasă acoperit. Într-o fi strimite prorocul în casă și strigă. Aleluia. Și vreau să mă tot gândesc la fiecare din voi. Ce o să facem când am auzit veștile astea în care se spune Dumnezeu că vrea să omoare pruncii. Cuvântul Domnului zicea 25, 2:25, 1 Samuel. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine s-a rugat pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul vroia să-i omoare. Când îi ia la rost Eli de prunci, în urma mesajului transmis prin Duhul Sfânt către Samuel, Dumnezeu afirmă către Samuel, spune-i lui Eli, felul de viață a pruncilor, cum trăiesc pruncii tăi. Și când El îl întreabă din pusa mea dimineața, să nu i-a spus nimic. Domnul se poate cu Domnul spunea cu tine că a spus ceva. Și Samuel i-a spus stop. Și uitați-vă și cu el să facă Domnul ce vrea. Amin. Greșiți, fraților! Să spun tu ca părinte, să auzi că pruncii tăi trăiesc curând, da? Și că Dumnezeu vrea să o omoare și tu ca părinte să facă Domnul ce vrea. Nu-i voie! El trebuie să se sfârșie. Să sfârșie hainele, inima,
n-ar fi luat aminte la strigătele lui să schimbe acest plan. Vedeți, noastră, noi ceilalți, de multe ori, suntem martori. Suntem oameni care trăim în familie. Vedem starea fiecărui frunt. O știm. Și măcar că vedem că mea și din rău în rău, nu-i spune ca să nu stricăm relația noastră cu fruntul. Vreau să spun părinților, dacă fiica ta, fiul tău, trăiește în curvie, trăiește în păcat, și te astupi păcatul, te faci partaș păcatului lui, opriți-vă și să știți că Domnul este Dumnezeu. Amin. Și afară de El nu este El Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa. Și dacă omul zicea, după ce se va arde căsimea, voi lua ce îți va plăcea, sluga răspundea, nu! Dă-mi acum, căci altfel iau usila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. 2 Samuel, capitolul, versetul 17. Mă tot gândesc de multe ori să vrea Dumnezeu să omoare prorocii și să nu iau nicio poziție. Frate și soră, ascultă bine! Dacă pruncul tău, fiica ta, fiul tău, umblă hai pui, sfârșitul lui este moartea. Moartea veșnică. Dar atenție! Domnul va cere sângele lui din mâna ta. Pentru că tu ești chemat să fii străjer. Și când ești străjer, tu trebuie să tragi semnalul. Când vezi pruncul călcând lateral, să nu-l cruți, să-i spui, nu-i bine ce faci! Oprește-te! Că ești unul care face tot! Știe tot, poate tot! Și va chema la judecată toate lucrurile! Simt că e aici! Nu simți că e aici? Îl simt că e prezent aici! Să-ți dau Dumnezeu pentru școală! Dumnezeu vrea o viață nouă împreună cu Hristos! Mă tot gândesc la cuvântul Domnului aici. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu nefot. Dumnezeu, când hotărăște să scoată Samuel proroc, îl folosește un copil curat. Dormea lângă chibot în templu. Și la poarta cortului întâlnirii, pruncilul Eli, fiul marelui preot, păcătuiau cu femeile stricate. Și fata lor află de la oameni. El nu vede, nu știe, află de la oameni. Care la fel prunciul lui de trăire. Și mă tot gândesc așa, să vină prorocul Domnului să spună că Domnul vrea să-ți omoare prunci. Frați scumpi, nu vă grăbește. Eu mă gândesc de multe ori că astăzi sunt pe stâng. Dacă vine Domnul, sunt în veșnicii cu El. Dar mă gândesc ce va fi și mâine. Dacă voi apuca ziua de mâine, unde mă va găsi Domnul? Pentru că mulți cred că dacă au început frumos cu Domnul, le conferă siguranța mântuirii nici vor. Finalul alergării. Aleluia. Dacă te va găsi, cum? Veghind pe stâncă, Domnul va pune cu luna. Ce ce Pavel? N-am apucat încă vremea organicerești, dar fac un lucru. Aleluia. Mă rog să-l apuc, pentru că și eu am fost apucat. Amin. Fac un lucru. Mă lupt. Lupta cea bună a credinței. Nu vreau, după ce am vizitat la Evanghelia, eu să fiu lepădat. Ce mai bun mă predic acum, că mi-i slăbiți ochii de multul citit și nu pot parcurge Biblia. Să dau mai multe citate cu referință directă. Dar fi suficient ce predic, cred că, pentru că toate se leagă. Vreau să știți versetele care demonstrează ceea ce vorbesc, adică că Dumnezeu vrea să omoare pruncii. Că Eli află de la alții că pruncii lui cum trăiau și că Dumnezeu nu mai tolerează păcatul. Să-ți moară, să moară Eli aceea zi cu pruncii lui în bătălie și doi, chivotul să fie luat. Ruina peste Israel. Cine era Eli? Mare preot. Cine sunt eu? Preot. Și ești tu? Preot. Pentru că Iisus a spus că a făcut din noi un neam sfânt, o preoție sfântă, un neam ales. Voi sunteți o seminție de preoți, fraților. Noi nu suntem oameni de nicării. Suntem o seminție de preoți. Noi purtăm pe umerii noștri ce?
ungerea sfântă a lui Dumnezeu și la urmul nostru pe Duhul lui Dumnezeu. Și pe Duhul Dumnezeu fie apărat împăraților noi și să ai profetată lui Dumnezeu. Slăvească să nu te duci. Deci, din această cădere în gol a pruncilor fiului lui Eli, m-am gândit, trebuie să predic acest cuvânt, acela adevăr. De ce? Nu cumva, frate, să nu înțeleagă că ești direct responsabil de pruncilor. Nu ești responsabil de ei până la 18 ani, cu cât mulți. Ești responsabil de ei cât trăiesc. Cât trăiești, mamă și tată, ești dator să veghezi asupra pruncilor tăi. Ești dator în fiecare zi să le pui legile în mintea lor, să le sprind cu tăbrița inimii lor. De ce? Că atunci când pruncii tăi vor fi mari, să facă și ei lucrul acesta. Mă uit, când vă spun lucrul acesta, știu că vă dăm la mine ca și cum n-ar fi scris, scrie în cartea de Deuteronom 6 cu 9 și spune în cuvântul acolo așa, aceasta este o lege veșnică. O lege veșnică. Adică părintele trebuie să spună pruncului cât trăiește. Iar pruncul strălucit de mai departe pruncului lui. Și atunci, categoric, că nu ți-a ajunge la acest faliment, uitați-vă la Solomon. Vine Dumnezeu la Solomon în doi nopți. Solomon! Cere ce vrei să-ți dau! Aleluia! Și Solomon, foarte umil, cum de fapt îi place Domnului să fim noi toți, spune clar, acum, Doamne Dumnezeu meu, Tu ai pus locul Tău să împărățească în locul tatălui meu, David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Ce frumos! Ce frumos! Și mă uit aici, dă, dar robului Tău, înțelepciune și pricepere ca să poți să conduc acest mare popor peste care m-ai pus împărat să domnesc în locul tatălui meu David. Și Dumnezeu îi spune 10. Cerea aceasta al Solomon a plăcut Domnului. Și acum răspunsul Domnului 11. Un împărat străi cu 11. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrășmașilor, ci cer, pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va mai scula nimeni niciodată după tine. Acum e frumos, da? Hai să vă mut cu dumneavoastră, acum cu Dumnezeu, în 1 Împărați, capitolul 11. Aici mă mut acum, pentru că să știu o paralelă acum. Capitolul 11, versetul 1. Începe de acolo. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fapt la Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copilor lui Israel să nu intrați la ele, ci nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit lui Solomon târând timpul. Scumpilor, fac paralela, pentru că-ți dator să o fac. Aici vorbește Dumnezeu, cere orice vei vrea. Și Solomon îi cere înțelepciune să conducă. Vă verificați acum și uităm de fiecare la noi. Așa-i că avem înțelepciune. Știm să ne ferim de foc. Știm să ne ferim de accidente. Știm să ne ferim de bol. Nu? Apelăm la tot felul de știință pe care avem noi. Dar ai grijă că dincolo de tine este unul bătrân și șiret care a avut îndrăzneala să îl înfrunte pe Dumnezeu prin capul creației. Unde în Eden? Când merge la femeie satana în grădina Eden și îl pune îndoiala în ea și zice, oare a zis Dumnezeu cu adevărat ce-a făcut diavolul? L-a înfruntat pe Dumnezeu prin creație. Prin creație. Unde? În Eden. Ai grijă că aici e adunare. Aleluia. Aici, lângă tine, adunare. Aici va veni să-ți pună în gând, uită-te la sora ce frumoasă-i, poftește.
Uite-te la frate, ce frumos e! Poftește! Sau! Nu răbdă pe ăsta că ți-i dușman? Nu răbdă pe aceea că ți-i dușman? Și vă va și lucrările lui! Om te face să iubești, om te face să urăști, om te băga în război, ceva ce el e specializat. Și mă tot gândesc aici, cere ce vrei să-ți dau. Și Dumnezeu spune, îți dau înțelepciune cum n-am dat la nimeni înaintea ta, nici după tine. La ce eu folosesc înțelepciunea asta? Ca să fie strânt de iubite, de iubire, la amunite și domnieri hetite, la popoarele de care Dumnezeu a zis să nu intre la ele? Deci ce să nu intre la tine? Nu vi se pare că vorbesc cu la nevar? Dumnezeu spune, nu vă încuscriți cu alte popoare. Ce legătură este între lumina și Dumnezeu? Ce legătură este între lumina și Dumnezeu? Nicio legătură. Și vreau să vă întreb tinerilor, crezi că Dumnezeu nu a pregătit pentru tine un tânăr din poporul lui? Sau o tânără? Dar noi vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu? Necrezându-L în stare că e în stare să ne dea binecuvântare. Eu cred că atunci când te-o planificat să vii pe planeta Pământ, a planificat pentru tine și bucățica de pită, și hăinuța, și căminul, și familia, și soțul când ești mai mare. Și momentul în care să te întâlnești cu El, să-i declar ce dragoste să spui că devii cu mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Din nou mă întorc în capitolul 11. A avut de neveste 700 de crăiase și 300 și doar. Nici și scârbă să citesc numărul ăsta. Dar de ce o fac? Să pun paralela. Aici vorbește Dumnezeu că n-am dat nimănui. Atâta înțelepciune să-mi dat fie. Și nici după timp. Un om cu atâta înțelepciune să ajungă în halul ăsta. Verifică-te. Poate și tu crezi că ești ceva. Vreau să spun clar, dacă Dumnezeu ia Duhului din tine, ești ca un pou care merge la măcelărie. Adu-ți aminte de Ezechia. Când Ezechia a fost vindecat și au venit trimișul necalizat din Babilon, Baladan, să vadă minune care a avut loc, Biblia spune că Dumnezeu a luat Duhului din Ezechia ca să-l încerce. Și când vine trimișul Baladan, trimișul nebucalizat prin Baladan la el și vine Israel la prorul la Ezechia și întreabă, cine s-a cinta? O venit din o țară îndepărtată Babilon. Ce-au văzut în casa ta? Tot! Rău ai făcut! Tot ce e în casa ta va fi dus în Babilon și pruncii tăi ieșiți din chinie. Poți sluji ca foame în casa ta de Babilon. Lucru bun, zice Ezechia. Lucru bun. Că măcar sunt îmbucosat cu vieții mele, cât a postit. Vreau să vă spun adevărat. Mie îmi pasă și după plecarea mea, cu vorba prunciei. Mă preocupă ca să umble pe urmele pașilor Domnului cum nu și aleluia. Mă preocupă ca fiecare prunc să aibă în inima lui ce dorința pe care o am și el. Și acum, uitați-vă noastră. Când am bătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Tot mă întreb. Mă întreb, mă întreb, mă întreb. Cum se poate face ca o viață de om să slujesc pe Dumnezeu și după aceea, târând de iubire, împotriva poruncii lui Dumnezeu, să mă duc din rău în rău și să ajung să slujesc altor Dumnezei. Să ajung să fac altare de fiecare vârf de munte. Să ajung scumpilor. Să mă închin. Lui Mihon, cum știam apul lui, lui toate astăteri care au acolo, Dumnezeu care au acolo. Și acum îi domnesc, avea 70 de mese, creați? Treci de fitoare. Și a slujit tuturor Dumnezeilor lor. Scumpilor, asta mă pune pe mine în gata să spun și eu. Dacă simt ceva, sunt că el. Este în mine, cu mine, peste mine. Dacă cunoști ceva, cunosc că cunoaște El. Dacă fac ceva, fac că face El. Nimic din mine. Pentru că Pavel în Roman spune, vreau să fac bine. Și că fac bine. Răul care stă lipit de mine. Și vreau să te asigur în adevăr,
dacă practici minciuna, dacă te practici înșelăciunea, dacă practici păcatul, băutura, vreau să spun clar, ești robul. Și Dumnezeu a spus că l-a trimis pe Iisus în lume ca noi să devenim oameni slobos, oameni liberi de fapt e păcat. Verifică-te, ești slobos sau ești rob? Dacă îți faci să minți, ești rob? Dacă îți faci să înșel, ești rob? Dacă înșel, spun, ești rob? Vreau să spun clar, știu care îi fac predica, pentru că oamenii de peste ocean îmi spun, să ne mai departe predicile când ne mântuim. Cuvântul e putere. Și cred că puterea asta pe care ne-o transmite vrea să ne trezească din Solomon s-a dus după Astarte, zeita Sionilor, și după Milco, Lucia Amoriților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și n-a urmat în totul pe Domnul care să-l David. Atunci Solomon a zis pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș. Rușia Moabului. Frate scump, pe ce stai de vorbă cu Dumnezeu? Dumnezeu îți iartă păcatele, îți vindecă neputințele, îți vorbește planul pe care l-ai în ființa ta. Tu să mergi să-l părăsești, să-l abandonezi. Revin la cuvântul din 1 Împărați, capitolul 3. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales. Popor foarte mare, care nu poate fi socotit nici numărat, de pricea mulțumii lui. De la robului tău, o inimă pricepută. De unde vorbește gura? Din inimă. Inima ta, scumpule, care mă asculți, este a lui în totalitate. În inima ta locuiește el. Și dacă locuiește el, legile lui sunt întipărite în mintea ta. Sunt înăuntrul tău. Legile lui trebuie păzite, împlinite și umblat în credincioșie, condiție ca să fiu mântuit. De dar robului tău o inimă pricepută. Domnul spune, inima s-a dat pricepută, pricepută s-a dat. Și acum Dumnezeu spune, fiindcă nu pentru să-l cer, 3:11, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașului, ce are oamenii de obicei? Primul lucru, viață. Viață. Dacă e tânăr, dacă e bătrân, de 99 de ani, nu vrea să moară. Din ce cauză? Din cauza că nu-i pregătit să-l dească Domnul. Un om care e pregătit să-l dească Domnul, nu-l îngrozește pe toate că. Îl preocupă să fie găsit trias. Că atunci când el va veni, să-l ducă. Sunt gata și spune că fiecare zi spun, Doamne, dacă vrei să mă duci acum, să gata. Sunt gata. Nu mă leagă nimic de aici. De ce? L-am văzut. Știu unde mă duc. Știu ce mă așteaptă. Știu pe cine slujesc. Știu pe cine mut haine în fiecare zi. Și acum sunt tot. Dar nu-i problemă. Și el și-au dat capașa cu sângele pe care l-a vărsat pe capa. Pentru că eu și voi să avem iertare păcatelor, vindecare dinților și mântuirea sufletelor. Acel sânge strică! Evidentele mele! Sângele lui e mai puternică, sângele Zaharia! O mă duc în cea ta! Da? În sângele lui sunt iertat, sunt vindecat, sunt mântuit, fără vărsarea sângele lui Iisus Hristos! Era crepudința cu la tine sfințirea mântuirea! Iertă de pași! Care ridică păcatul unde trece este Iisus Hristos! Și cred că pentru inița lui. Dar vreau să spun, mă preocupă lenevia spirituală, necăsarea din popor. Mergem din rău în rău. Și nimeni nu-i pasă. Isaia spune că piere omul necrănit și nimeni nu-i pasă. 5:7:1. Mă întreb, cum piere? Păi, citirea cuvântului nu mai rog. Că consider că știu cât rău. De rugat nu mai rog. Că consider că mă rugat destul. De făcut vizite la spital, nu mai fac, mai ales că să mai putem. De mers în pușcărie, mai vorbesc. De opre lângă unul, că sunt la mașa drumul, nu mai fac. Și acum vreau să spun un adevăr. Hristos spune că eu sunt calea, adevărul și viața. Calea asta se gata în veșnicie. Dacă ai apucat pe calea asta, n-ai voie să te oprești.
Trebuie să faci și o să zic el. Când a fost flămân, și ai fost pe la mine. Când a fost în temniță și ai fost pe la mine. Când a fost bolnav și ai fost pe la mine. Când a fost? Niciodată. Când ai fost la cei mai însemnați frații mei. Da, pe la mine ai fost. Scopilor, cuvântul merge mai jos. Voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și începută. Așa cum n-a fost nimeni înainte ta și nu vă să fac nimeni după tine. Și atenție. Și mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut. Bogății și slavă. Așa că tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și altul, vezi după aceea cheie. Și dacă vei umbla grăile mele, atenție, nu știe Dumnezeu ce era în el? Și dacă vine comisia, și dacă vei umbla căile mele, păzând legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zile. Nu mai vine și-ți gând, stau. Am venit. Și dacă și vreau să te întreb, dacă stă să vină Domnul acum, unde te găsești? Unde îți petreci veșnicia dacă acum ar trebui să pleci aici? Nu te preocupă? Vreau să spun, dacă petreci noaptea fața ecranului până dimineață și vine el, te așteaptă iadul. Dacă o petreci în alte anturaje, te așteaptă iadul. Dacă o petreci în veție și în glume, te așteaptă iadul. Dacă o petreci în cheful și dezvățul, te așteaptă iadul. Ce ai întrebat acum? Iisus te trecea toate noaptea în rugăciuni către cine? Către Dumnezeu Tatăl. Și vreau să vă spun clar, mă preocupă că după ce am găsit pocăința pe care o transmit cu Dumnezeu, vedea fiecare din noi, care din noi poate spune că n-are înțelepciune? În momentul când l-ai pe El, întruchiparea înțelepciunii, cine este? Iisus. Și când Iisus este ființa ta, Iisus îți spune, nu te uita, nu privi, nu pofti. Femeia în grădină, dacă ar fi înțeles în profunzime porunca Domnului, care era? Să nu privești, să nu te atingi, să nu poftești, să nu mănânci. Că în clipa în care mănânci, mori. Și apările necreșit. Nu mor. Dacă vei mânca, vei fi ca el. Și vei alua, a mâncat și a lași bărbatului ca lumea. Din pricina asta Dumnezeu știi peste el. Țărână ești și țărână te întorci. Referința pe care Biblia vrea acum. Dacă ai înțelepciune, folosește-o în scopul lui Dumnezeu. Scopul Dumnezeu la înțelepciune ca să știi deoseri prietenul rău. Viața de moarte. Pentru mine e foarte important. Domnul să face o strigare astăzi. Alege viața sau moartea. Binele sau rău. Binecuvântarea sau blestemul. Alege. Tu ales cumpule care mă asculți. Eu, Solomon, a ales iubirea femeilor străini. Dumnezeu l-a îngăduit ca atât de iubire să ajungă în iad. Să ajungă în iad. Cel mai înțelept om, nici înaintea lui, nici după el, nu a fost ca el. Și Biblia spune că, să știu Solomon, Dumnezeu zis că din cauza lui David, nu dă împărăție lui Roboam decât două seminții. De ce? De David. Dă Solomon. Dă Solomon Dumnezeu l-a pus de parte. De ce? Adică te înțelepțesc ca pe nimeni altul. Când Dumnezeu dă înțelepciune, ce? Are pretenție. Ce înțelege aici din predica aceasta? E un singur pas. Calea vieții este Iisus, este îngustă și dreaptă și urcă în sus. Și calea morții la urmă. Și toți care merg pe ea merg în iad. De pe calea lui Iisus, pe calea morții ajunge ușor. O glumă, o minciună, un bahar, un desfrâu, un despăț, o răsplătire. Ajungi. Domnul spune, nu privi, nu pofti. Pentru că privești cu scop, se naște și pofta. Solomon, dacă nu ar fi mers în Egipt, se însura cineva cu fata lui Faraon? Nu se însura. O mers în Egipt, primul lucru. Doi, dacă nu făcea comerț cu cai și căruțe. Trei, dacă nu strângea grămezi mari de aur și de argint. Patru, dacă el nu iubea
femeie de altă culoare. Nu se găsea cu altă culoare. Vedeți de asta. Și mă uit aici. Cuvântul Domnului spune foarte clar. În versetul 11. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa. Și n-ai păzit legământul meu și legile mele, pe care ți-am dat, voi rupe împărăția la tine și o voi da slujitorului tău. Slujitorului lui ce a fost? E un om. Un rău. E un om a ajuns să conducă poporul evreu 10 seminții. Roboam, fiul lui Solomon, au rămas cu 2 seminții din Pucean David. Și Ieroboam a trânt Israelul la închinare la 2 din țări. La 2 din țări. Acest împărat, tot mă gândesc la extrem scopitor. Proc Ahia îl întâlnește pe câmp pe Ieroboam și Ahia avea pe el o haină nouă. Dă haina și-o supă el, rupe 12 bucăți și spune lui Ieroboam, alege 10 bucăți. Căci așa vorbește Domnul. Vei fi împăratul lui Israel peste 10 seminții al lui Israel. Să iubească Domnul acest om. Să ajungă împăratul lui Israel, fraților. Și la 12 ani să facă biserică. Să pună pe unul la Petre și pe altul la Dan. Destul Israel, ce eu am. Destul ai slușit Dumnezeului tău. Haide acum și studiați Dumnezeul ok? Da. Și pune biserică la Dan și la Petre. Și dați mereu la biserică să închid. Și știți când Dumnezeu lucrurile asta? În 15 august, concomitent cu ortodoxilor cu Maria. Și așa sărbătoare, eu am înțeles-o clar că există biserică. Când Moise e pe munte sus cu Aron, cu Iosua, Aron a venit jos cu poporul. Dumnezeu îi spune, Moise, coboară din jos, rapid! Că poporul pe care spune că lumea ești tu stricat. Aron i-a făcut să se strice. Aro, mare preot! Și Moise coboară cu Iosua cu cele două table pe care au spus, da, porunce Domnului și că ajunge la poala muntelui și vea din biserul. Vea din biserul, clar, păcatul care face Aro. Sparge tablul de pe muntele, picioarul muntelui și întreabă pe Aro, de ce ai săvârșit păcatul ăsta? Poporul o zis acest Moise care ne-a scos din robie, nu știu ce să fac cu el. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și a ținut aurul, ei mi-a băgat aurul, eu l-am băgat în cuptorul, zice, în foc. Și a ieșit vițelul. Minciuna. Biblia spune că eu am băgat aurul și aronul lor ciocanul și dalta. Și l-a făcut el. Cu făcare trebuie să le obtindă 430 de ani că voi robi în Egipt. Mi-a fost dragi biserii de ieșit. Și acum Moise arde în foc vițelul, prada păcatului lor, aruncă cerușa pe apă și le dă să o beie. Și Dumnezeu spune, Moise, la o parte, că vreau să șterg de pe pământ poporul ăsta din cauza că Aron i-a făcut să păcătuiască. Vreau să vă spun la adevăr clar, dacă din cauza mea este hulit numele Domnului, pentru mine ați fost la mine să vă ți-a răspund. Dacă din cauza ta se pierde careva din poporul Domnului, sângele lui va fi și lumina ta. Și atunci ce trebuie? Vrei să ajungi în ea și el mântuie prin tine? Fă un lucru. Îl vezi păcătuind, spune. Pentru că sunt să credă singur înțelept. Pentru că lui spui, crede că el e bine. Cuvântul este clar. Și Domnul a zis Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai pus legământul meu și legile mele pe care le-am dat, voi rupe împărăția. Dumnezeu nu mai pomenește nimic despre Solomon. Dar știu un adevăr clar. Păcatele astea care le-a făcut, le-au trimis acolo din loc. Cine era Lucifer? Să tragi cine era? Înger de lumină. Un era în cer. Ce făcea? Slujea pe Dumnezeu. Unde a ajuns? Să înșele pământul. Să fie satana care va fi într-o zi în focul veșnic împreună cu tăți care nu iubesc pe Dumnezeu și nu fac la Dumnezeu. Domnul să vină în fărciune. Pentru că era lungă, dar o să că continuă la viitoare, poate să mai liberează Domnul ochii să pot citi citatele, că e greu că le pot citi. Vreau să mulțumim și apoi să vă rog și pe persoană. Așa că să mulțumim Domnului.